Salutare tuturor! Azi 29 martie, am scos mușcacile, a fost în camera tehnică la centrală, cum se zice. Dar să vedeți cum arată. Și azi vreau să le schimb pământul, să le curăț și să ne pregătim de sezonul de primăvară-vară. Așa, mai am sus de o robă, pus o ladă pe asta, stai drept să pot filma. Luăm una să facem o demonstrație, cum se zice. Am aici și pământ. Luăm niște forțici, din care ar merge mai bine. Erau buni de alea ce mai micuță, dar aici eu normal așa le fac în toată primăvara. Acum, dacă știți altă metodă, puteți să-mi ziceți și mie. Așa, cred că ar trebui să-i pun eu să-i butășez. Nu știu dacă se prind, acum nu se prind. Vara mai pun pe ei să-i butășez, da? S-ar putea să margă și acum. Așa, dau jos pământul. Așa. Așa, mai iau frunzele. Care se scoate. Îi dau pământul jos. Asta iar le-am dat apă la 2, la 3 săptămâni, le-am dat un pic să nu moară cu totul. Și sper să le aduc înapoi la viață. Care rezistă, rezistă, care nu. Asta e, alta. Așa. Îi băgat pământul. Așa, văd că e cam bulgăros. Îl frământ un pic. Și o să încerc să le pun apoi la... Cred că am băgat prea mult. Nu, mi-a căzut și foarte ca în rabă. Așa. Și aici contactez iarăși cu pământ. Și dacă nu știu ce ar trebui să-i rup, oricum să usucă ei, să mai rup la manevre. Hai să pun pe pauză, umplu cu pământ. După ce am pus pământ, am adus niște apă. La flori le dau apă, am un bazin unde recoltez apa de ploaie. Și după ceva timp, după ce se mai lasă pământul, o să mai completez cu pământ, numai bine de căldură ca să aibă pământ suficient. Ca să poată să facă ciclu de înflorire și să ne încânce la vară cu flori frumoase. Dănuț vă salută și își continuă treaba cu ele. Și aici e finalul la clip. Aici am făcut niște butași.
Aici am niște trandafiri pitici, am făcut butaș, aici nu știu, am o floare, am făcut-o și din asta am scurtat-o. Astea ce-au fost aici în trei lăzi, le-am pus în două lăzi. Și restul le-am pus aici fiecare la locul lor. Și tot așa pe toată terasa le-am umplut-o cu ele, cum zic, dar le-am tăiat. Te-a tăiat bine.